Gimnaziul Ștefan cel Mare din orașul Nisporeni a suportat în ultimii ani mai multe schimbări, lucru ce a adus la îmbunătățirea condițiilor de activitate a elevilor și profesorilor. Astfel, elevii își pot duce activitățile curriculare și extracurriculare mai ușor, într-o atmosferă plăcută și într-un mediu mult mai cald comparativ cu anii trecuți. De datoria morală a oricărui conducător, a oricărei instituții, fie de învățământ, fie oricare altă instituție, este ca permanent să tindem, cel puțin dacă nu ne reușește atât cât ne dorim noi, să îmbunătățim condițiile efectiv de muncă și de activitate a elevilor, dar și a cadrelor didactice. De-a lungul anilor în care activez în calitate de manager școlar, am făcut investiții destul de semnificative, să spun eu, ceea ce ține de îmbunătățirea infrastructurii, ceea ce ține de îmbunătățirea bazei materiale. Profesorii mărturisesc că sunt satisfăcuți de condițiile de lucru, doar că nu toți copiii înțeleg necesitatea acestora, iar din această cauză sunt provocate daune materiale. Aceștia mulțumesc administrației instituției pentru efortul depus în dezvoltarea gimnaziului și menționează că fără sârguința acestora nimic nu ar fi posibil. În măsura posibilităților, chiar și direcția și noi contribuim că să aducem la termenii cei mai buni, ne stăruim. Și adică vedem că și copiii sunt satisfăcuți de ceea ce facem și mergem înainte. Este o instituție bine dotată cu tot ce e necesar pentru ca elevii și profesorii să poată petrece ore moderne folosind diferite tehnologii pentru ca mai ușor să ajungă la mintea și la înțelegerea elevului. Din condițiile materiale sunt toate. Ceea ce trebuie de schimbat este atitudinea copiilor față de profesori, față de școală și față de vocația lor de a fi copii și elevi în această instituție. Directoarea gimnaziului afirmă că în ultimii ani s-au produs schimbări importante, unul dintre cele mai importante fiind considerat termoizolarea blocurilor școlare și construcția unui bloc sanitar în interiorul instituției, lucru ce nu a fost posibil până acum. Începând cu anul 2015 am inițiat, de fapt, un proiect pe care l-am finalizat în vara anului 2020, ceea ce ține de termoizolarea exterioară a încăperii. A fost un proiect de peste 2 milioane de lei. Cel mai nou proiect pe care l-am finalizat, de asemenea, în anul 2020, ține tot de asigurarea condițiilor de activitate a elevilor și a corpului didactic. În instituția noastră am reușit să ducem la bun sfârșit finalizarea unui bloc sanitar cu ieșire din interior. În sensul acesta încercăm să protejăm viața și sănătatea copiilor. Datorită suportului din partea Uniunii Europene, dar și cu forțele proprii, gimnaziul Ștefan cel Mare a reușit să se schimbe în ultimii 8 ani. Astfel, acesta a fost îngrădit cu gard nou, au fost construite două terenuri sportive moderne, după standarde europene, au fost schimbate ușile și ferestrele exterioare, a fost termoizolată încăperea, a fost pus pavaj și a fost schimbat acoperișul. Administrația instituției continuă să muncească pentru o școală mai bună și subliniază că nu se opresc aici și vor merge mai departe.